Ministerul Justiției, în special Direcției de Resurse Umane, un punct de vedere și sunt convins că în cel mai scurt timp, ținând cont de această oportunitate, structurile de specialitate ale Ministerului Justiției vor publica un anunț în acest sens. Penultima chestiune, relația cu Comisia Europeană. România, din păcate, este în continuare sub monitorizarea Comisiei în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. Vă spun că în această perioadă a mandatului meu, interimar, voi facilita întâlnirea oficialilor europeni cu reprezentanții Ministerului, cu a structurilor noastre, pentru că aceștia să aibă informații complete și corecte despre sistem. Am șansa să cunosc mare parte din mecanismele Comisiei, vorbind de portofoliu comun, justiție și afaceri interne. În consecință, voi face tot ce ține de mine în această perioadă să facem pași importanți în ridicarea MCD. Și ultima chestiune, ce nu voi face în acest mandat interimar. Vă dau un singur exemplu. Nu voi lua în discuție și în analiză chestiunea legată de poliția judiciară. Ar fi incorect ca, pe de o parte, de la Ministerul Justiției să susțin într-un fel și de la Ministerul Afacerilor Interne în alt fel. Cu siguranță, ministrul care va veni, și vă spun că îmi doresc ca în cel mai scurt timp, și când spun cel mai scurt timp, mă refer la zile, nu la 45 de zile, în cel mai scurt timp posibil, USR Plus să vină cu o nominalizare pentru acest portofoliu important din Guvernul României, de ministru al justiției. Guvernarea merge înainte, trebuie să meargă înainte, iar exemplele le vedem în fiecare zi, chiar astăzi, înainte de a veni aici, am avut o videoconferință cu instituțiile prefectului, în care, la care a participat, au participat și reprezentanții Ministerului Sănătății, Ministerului Transportului și Infrastructurii, Ministerului Educației, sub coordonarea primului ministru. Vă stau la dispoziție cu întrebări. Domnule ministru, spuneți că această seară veți discuta cu cei din Ministerul Dezvoltării de pe tot proiectul Andrei Salini, tot în această seară veți da și avizul? Nu cred că în această seară reușim să dăm avizul. Vom da avizul până la ședința de guvern, care, din câte știu, va fi mâine, începând cu ora 16. Așa cum știți, ultimul minister care își dă avizul este Ministerul Justiției. Noi ne vom asigura că toate procedurile legale sunt îndeplinite pentru ca Ministerul Justiției să dea un aviz, cel mai probabil, din datele pe care eu le am astăzi, favorabil, dar cu multe amendamente. Să sperăm că reușim în această seară, împreună cu echipa din Ministerul Dezvoltării, să integreze aceste amendamente și mâine să avem acest aviz cu toate condițiile îndeplinite, inclusiv procedura legată de Ministerul Transportului și Infrastructurii. Este o procedură legală. Nu. Mă cunosc și cu secretarul de stat, Bogdan Ilie.
Da, ne-am întors în direct imagini de la Ministerul Justiției, acolo unde domnul Lucian Bode preia deocamdată acest portofoliu, ce este spectaculos în ceea ce îl privește. Este momentul de față Ministrul Justiției, este și Ministrul de Interne, este fost Ministru al Transporturilor și fost Ministru al Economiei. Uitați-vă un pic la domnul Bode, a deținut toate aceste 4 portofolii în istoria domniei sale. Pare o persoană prestigioasă, deci în momentul când îi facem un CV, când îl trecem așa un pic în revistă, sigur, să rămânem mirați și într-o stare de admirație. Uite, domne, ce om extraordinar, priceput în toate aceste domenii. Și pe economie foarte bun, și pe transportul, știa, era impecabil tot timpul. Când a fost vorba de interne, ați văzut că a avut un mandat ireproșabil și acum iată-l și la justiție făcând aceste declarații. Eu îl aștept pe domnul Bode de la Ministerul Culturii. Da? Pentru că acolo este locul său. El pare un om care... Ăsta-i traseu, e clar că ăsta-i traseu. Ăsta-i traseu. Pare un om care și-a format mâna, a jucat acolo unde era nevoie, dar în sufletul său pare cultura. M-aș duce și înspre învățământ, dar la învățământ a fost ministru doamna Anisie. Deci locul e deja... Da. Știi, fusese deja pârjolit. Dar ți-l aduce aminte pe domnul Breaz, care era în situația în care nu putea să facă acuzativul, dar era ministru concomitent și la... Și la educație și educație, la cultură. Breaz nu folosea acuzativul, dar era rector universitar. Și era și rector universitar. Deci el era profesor universitar, și rectorul instituției în care funcționa, și ministru al educației, și ministru al culturii, și tot nu era în stare să vorbească în acord cu regulile gramaticale. Haideți să încercăm să stabilim câteva legături telefonice, că să